Încălzirea cu lemne de foc ar putea fi subvenționată de guvern. Ministerul Mediului pregătește un proiect prin care se prevede un ajutor de 150 de lei pentru metrul cub de lemne de foc cumpărate. Conform Digi24, guvernul deja acordă ajutoare pentru cei vulnerabili sub formă de ajutor pentru lemne de foc, dar acest ajutor vine în compensarea prețului care a crescut în ultima perioadă. Vom propune ca prețurile să fie compensate cu ajutor de 150 de lei per metru cub de lemn de foc cumpărat. Cei care vor beneficia trebuie să facă dovada cu factură și aviz de însoțire a mărfii. Vor beneficia toți cei care au cumpărat lemn de foc, indiferent de categoria socială sau sau dacă sunt consumatori vulnerabili sau nu. O să fie un ajutor similar ca pentru gaze și energie, a spus ministrul mediului. Tot ministrul mediului a declarat că se presupune ca lista beneficiarilor să fie întocmită de primării, care știu care sunt familiile care folosesc lemne de foc. Propunerea se va referi la persoane fizice, a afirmat Antoș Barna. Impactul cred că este suportabil și poate fi acoperit din bugetul de stat. Vom face o analiză cu Ministerul Finanțelor. Sunt convins că se vor găsi bani pentru această formă de sprijin. Săptămâna viitoare vom prezenta coaliției propunerea. Numărul de familii variază între 1 milion și 3 milioane în funcție de modul în care își procură fiecare lemne de foc. Cei care au pădure proprie și nu cumpără lemne de foc nu primesc acest sprijin. Propunerea noastră se va referi la o compensare ulterioară deoarece trebuie să se facă dovada achiziționării cu factură a lemnelor. Aceasta este singura dovadă ca să demonstreze că cineva a plătit un Ridicat. A mai spus ministrul. El a adăugat că această propunere vine în completarea celor existente, relatează Digi24.